Iată cum să. Sigur că spunem noi și mă duc aici, parte din Evanghelie este și descoperirea Domnului Iisus Hristos. Credem că El a murit, că a înviat, credem că și-a de la dreptul Tatălui, dar credem că El se descoperă, se descoperă nouă. Și Biblia, în Evanghelia ei, scrise de apostoli, arată modalitățile în care s-a descoperit Domnul ucenicilor. De câte ori s-a descoperit? Unde s-a descoperit? În ce fel s-a descoperit? Am citit de sărbătorile acestea că s-a descoperit Maria la mormânt, când plângea. Citim în Evanghelia după Luca că s-a descoperit la doi ucenici care mergeau spre Emaus, vorbind cu ei. Domnul s-a descoperit lui Petru, când s-a întors înapoi, ce s-a descoperit lui Petru, a înviat cu adevărat. Și Ioan descrie și zice, asta a fost a treia oară când s-a arătat ucenicilor săi, după ce s-a arătat la toți ucenicii deodată și a vorbit cu ei, mi-a spus, pace vouă și luați Duh Sfânt. Apoi s-a arătat lui Toma și acum, zice Scriptura, s-a arătat la Marea Tiberiade. Sigur că modalitățile prin care Domnul se arată sunt diferite. Și se descoperă Dumnezeu deseori în părtășie. S-a întâmplat când ucenicii erau împreună și s-a întâmplat când s-a descoperit lui Toma și o să pună mâna în rănile lui și în coasta lui. Se întâmplă să descopere Domnul atunci când suntem la părtășie, atunci când suntem în adunare, atunci când ne rugăm, atunci când ascultăm o poezie, o cântare, se descoperă Domnul. Dați-vă că sunt modalități în care se descoperă Domnul și care sunt extra-bisericii, să spun așa. Modul în care Domnul se descoperă și nu suntem la portă și nu suntem la rugăciune, ci în cazul acesta de față, ucenicii l-au pescuit. Și Domnul li s-a descoperit acolo, în activitățile zilnice, în nevoile pe care noi le avem. Când a început lucrarea Domnului Iisus Hristos, spune Scriptura că s-a dus la Marea Galilei, pe lacul acela din Nazaretului, și s-a urcat într-o corabie și a vorbit poporului, lucrul acesta de descris în Evanghelia după Luca, la capitolul 4, dacă nu greșesc, capitolul 5, versetul 4, și Biblia spune că după ce a învățat pe noroc din lac, din barca aceea, din corabia aceea, Domnul a zis lui Petru, că era corabia lui, depărtează la vânt. Depărtat corabia și Iisus aruncă mreaja. Dar mregile, spune Scriptura că s-au umplut de așa mulțime de pești, că nu era acolo o corabie, a chemat și pe aceea, s-au umplut amândouă de se afundau. Atâția pești au prins. Și Petru când s-a întors înapoi la mal, a căzut la picioarele Domnului și a zis, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Domnul a zis lui Petru, nu te teme. De acum înainte te fac pescar de oameni. Că nu mai vină după mine. Și Biblia spune că a lăsat totul și a mers după Domnul Iisus Hristos. O descoperire a Domnului în lucrurile obișnuite. Știți, sunt oameni care fac această departajare între închinare și lucrurile zilnice. Zona asta nu stă în Dumnezeu. Nu, noi, la biserică, acolo se descoperă Domnul. Rugăciune, în citirea Cuvântului, Dumnezeu, acolo avem și după aia, astea sunt de noastră, de oamenilor. Nu? Se întâmplă așa de multe ori, și am auzit expresia aceasta chiar într-un frați. Afacerile se face, la biserică suntem frați, în afacere, suntem afaceriști. Deci am învârtit bani. Așa trebuie să câștigăm. Ne punem mintea la contribuție. Sunt oameni care fac această delimitare între închinare, între slujire în biserică, prezența lui Dumnezeu și o delimitare de lucrurile zilnice. Acum suntem la pescuit, acum lucrăm, acum mergem la serviciu. Aici e altă atmosferă, este alt cadru. Nu neapărat descoperirea lui Dumnezeu. Iertați-vă că Dumnezeu se descoperă și în lucrurile acestea. Oriunde fi omul să se poate descoperi. Dumnezeu îți vorbește și atunci când muncești. Unii spun că și-au dedicat viața lui Dumnezeu și nu mai trebuie să muncească. Cu Dumnezeu, Dumnezeu le poartă de grijă și se roagă Dumnezeu să le dea. Uitați-vă unde dă Dumnezeu. Petru, spune Scriptura, împreună cu Toma,
deja și plângând Natanael și alți doi ucenici. Stăteau în așteptare, n-aveau o treabă specială, nu le-a trimis încă nimeni în evanghelizare, că să zicem așa, să fie plătiți din evanghelizare. Ce facem aici? Venim foame, mă duc să prind pește. Însă au trudit toată noaptea. Au muncit și dimineața Domnul Iisus stătea pe țără. Li s-a descoperit Domnul, pentru că ei au muncit. Înțelegeți? E un aspect al vieții de credință, să duni care cred că dacă s-au întors la Dumnezeu, acum Dumnezeu o să le prepare mâncare, Dumnezeu o să le dea banii, Dumnezeu o să îngrijească, ei numai stau și așteaptă lucrările lui Dumnezeu. Petru și celălalt ucenici au trudit toată noaptea și când s-a făcut ziua, Domnul s-a descoperit. Știți că Dumnezeu binecuvintează pe cel ce muncește? Vine acolo descoperire. Are Dumnezeu, la urma trudei noastre, celui care își pune osul. Sunt atâția care nu vor să muncească astăzi și acesta este un principiu pe care Biblia îl descoperă și îl arată. Și spune Apostolul Pavel, într-una din epistole, Pavel de Timotei, sau către Tit, spune cretanilor că sunt niște pântece lene și fiecare să muncească cu mâna lui, să nu le devească, ca să aibă de trebuință pentru ei și să aibă și să dea și altora. Vă-ați atunci când ne punem gândul să muncim cinstit, când ne punem gândul să câștigăm pentru noi, să câștigăm pentru copiii noștri, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru frații care sunt în nevoie, Dumnezeu nu ne va lăsa singuri. Se descoperă Dumnezeu și descoperă Dumnezeu binecuvântarea Lui. Chiar dacă spre dimineață ucenicii poate dezamăgiți și au spus toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dimineața pe țări stătea cineva pe care nu-l cunoșteau. Probabil și eu, ca și mulți alți creștini de astăzi, ei au spus, au, Domnul Iisus, cu problemele lui acum a înviat, are probleme spirituale, nu se mai implică pentru noi dintre oameni, și-au putut da seama că este Domnul pe țări, s-au putut gândi, nu s-au gândit la așa ceva, că Domnul e pe țări. Și Domnul îi întreabă, copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Le-a spus, nu. El mi-a zis, acum aruncați meaja în partea dreaptă și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și au găsit. Frații mei, dacă nu arunci meaja, asta este un principiu. Nu găsești. Nu găsești. Sunt oameni care spun, aș lucra, dar nu caută. Nu vine lucru pe la tine. Dacă nu arunci mreajă, dacă nu pui mâna, nu găsești. Și omul lui Dumnezeu, înțeleptul Solomon spune, tot ce găsești e bun să facă mâna ta fără de toată puterea ta. Că nu știu ce va izbuti. Sau asta sau cealaltă. Nu se știe. Dumnezeu ce binecuvintează. Pune mâna. Și uitați-vă că Domnul s-a descoperit și în forma asta. Se descoperă Domnul și în forma asta. Și îi binecuvintează. Și spune, că mâine așa în partea de-aia. Au aruncat-o, deci. Fraților, au găsit pești, spune Scriptura, că au scos pești. Ucenicul care privea că Iisus a zis, asta e lucrarea Domnului. Este Domnul. La cuvântul Lui. Să arunci mreaja după ce l-ai prins toată noaptea și să o scoți plină cu 153 de pești mari. E lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, fraților, să știți, trebuie să lucrăm. Primul lucru care vreau să scot în evidență. Nu stăm leneși, așteptând ca Dumnezeu să ne dea. Pune mâna. Doi. E foarte important și în lucrurile pământești să mergem sub călăuzirea lui Dumnezeu. Foarte important. De multe ori noi spunem, lucrurile acestea, nu știu dacă Dumnezeu le-a zis, nu trebuie înțelepciune. Știm noi. Fraților, pot fi lucruri care la prima vedere se apară bune și apoi parcă gândurile să-ți dai seama că nu sunt atât de bune. De aceea e nevoie să avem călăuzirea Dumnezeu, pentru că El vede în timp. El cunoaște viitorul, El știe ce se va întâmpla. Și El îți spune și te călăuzește cum să faci și ce să faci. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, că le-a zis ucenicilor, acum aruncați mreaja în partea dreaptă. Este un moment în care lucrezi după Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește și lucrurile acestea fizice. Se descoperă și lucrurile acestea fizice. Vezi lucrarea lui Dumnezeu. Domnul, la Cuvântul lui, dacă ucenicii au aruncat mreaja
au prins pește, slăvit să fie Domnul. Fraților, e foarte important să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și lucrurile astea pământești. Știți de ce dăm la teoria deseori? Ne spune Iacob. Pentru că noi dorim după poftele noastre. Aici e problema. Cea mai mare. În lucrurile astea pământești, dorim după poftele noastre. Sunt oameni care își fixează un anumit lucru. Vreau o mașină, dar vreau un anumit tip de mașină. Peste puterile lor. Vreau o casă, dar vreau o casă. Un anumit tip de casă. Peste puterile lor. Și spune Apostolul Iacov, poftiți și nu aveți, pentru că poftiți cu gând rău. Aveți un gând care nu potrivește cu gândul lui Dumnezeu. Asta e problema. Am mai spus aici că ceva timp în urmă stăteam cu cineva de vorbă și el zicea, vreau să-mi fac casă. Ce casă să faci? Așa, așa, așa. Bă, e prea mare problemă. Banii la mine nu sunt probleme. Dar de unde e bani? De doar un salariu, atâta. Calculează și vezi. Dacă câștigi 1.300 de lei, poți face o casă de 1.000.000 de lei. Nu poți. Nu e o problemă. Să fac. Fă bun de proiectul.